Evenimentele organizate de Ziua Poliției Române în Mehedinți se derulează pe tot parcursul săptămânii viitoare. Ele se adresează tuturor celor care vor să intre pentru câteva minute în pielea polițiștilor. Cu ocazia celebrării celor 194 de ani de la înființarea Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți va organiza multiple activități, una dintre acestea fiind concursul de tir organizat în poligonul de tragere de la sediul inspectoratului. Aici sunt invitați toți reprezentanții mass media acreditați pentru a participa la concursul organizat. Dacă jurnaliștii au ocazia să tragă la țintă cu pistolul de polițist, cei mai mici se pot urca în autospecialele de poliție, pot ține în mână o armă sau pot purta cascheta. Activitățile dedicate Zilei Poliției Române vor începe de luni 21 martie, unde pe strada Teodor Costescu, vis-a-vis de Fântâna Arteziană, vor fi amplasate standuri expoziționale dedicate celor interesați de meseria de polițist, dar și tehnica din dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, unde așteptăm cetățenii municipiului. De asemenea, în cursul zilei de marți vor fi desfășurate activități la complexul comercial de pe Bulevardul Aluniș, unde serviciul rutier va organiza diverse competiții. Activitățile organizate de Ziua Poliției cuprind evenimente și în Strehaia și Orșova. Miercuri și joi, pe baza sportivă a școlii Mihai Viteazu din Strehaia și în parcul Dragalina din Orșova, va fi prezentată tehnica din dotarea poliției. Evenimentele se încheie vineri cu Ziua Porților Deschise la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți.